De foarte mult timp mi-am dorit să testez așa ceva. Scrieți chiar acum în secțiunea de comentarii câți dintre voi știți ce este această unealtă și dacă știți la ce se folosește, e și mai bine, lăsați jos în secțiunea de comentarii. Până atunci o să vă spun eu, o să vă arăt și ce am lucrat cu ea, cum se poate utiliza și la ce se poate utiliza. Aceasta este o mini freză de la Dexter. Probabil mulți dintre voi ați mai văzut diverse modele pe piață ce se folosesc la lucrări ușoare, la lucrări de migală. Aceasta este o freză destul de puternică, o freză cu fir conectată la rețeaua electrică, lungimea cablului de 3 metri, are o putere de doar 150 W și dezvoltă între 10.000 și 36.000 de rotații pe minut, da, ați auzit bine. Foarte multe turații, care sunt și reglabile, bineînțeles. În partea de sus pe carcasă avem și un variator de turații pe 6 poziții, maxim 5, 4, 3, 2 și 1. Are mai multe trepte, dar sunt numerotate de la 1 până la 6, între 1 și 2, de exemplu, mai există o poziție. Și tot așa, după cum vedeți, deci practic ar avea undeva la 12 puncte, 10-12 puncte. Aici butonul de start-stop, care este, bineînțeles, protejat de acest silicon, împotriva prafului. Cu aceste freze de obicei se face destul de mult praf, mai ales dacă le utilizăm la lemn. Ele se pot utiliza în diverse suprafețe, de la piatră, la lemn, la plastic, la metal și așa mai departe. Aici avem perile colectoare pe ambele părți cu acces rapid, deci nu va trebui să demontăm carcasa, pur și simplu introducem o șurubelniță dreaptă, răsucim de acest capac protector și ajungem la perile colectoare. În partea din față avem mandrina de fixare, bineînțeles cu un buton de blocare al axului aici, pentru atunci când înlocuim accesoriile. Se pot monta pe această freză cuțite sau accesorii cu coada de 2,3 mm sau de 3,2 mm. În setul de livrare o să vină cu 62 de accesorii. În această cutiuță o să găsim diverse discuri abrazive, pietre pentru polizat, discuri pentru tăia metal, acești bureți din pâslă pentru lustruit diverse obiecte, benzi de șlefuit cu adaptoare și așa mai departe, iar pe lângă toate acestea în set o să primim și acest prelungitor cu ax în interior. Acesta se montează aici, în locul acestei mandrine de pe mașină, de pe freză, și o să avem o freză cumva mobilă cu care să lucrăm stil creion. Pentru lucrări mult mai mici putem să folosim acest prelungitor și avem acces în locurile foarte, foarte înghesuite. Se folosește în general atunci când avem de corectat lucrări mici de lemn, de exemplu, sau piese din ceramică. Dacă turnăm, de exemplu, rame de tablou din ceramică, cu această freză le putem corecta, le putem aranja atunci când le scoatem din matriță. Freza funcționează destul de bine, are suficientă putere pentru majoritatea aplicațiilor unde putem să folosim această freză, este și destul de ușoară, deci o să putem folosi și în această formă dacă avem nevoie, stil creion sau așa. Vedeți că în partea din față este și cu mai mult silicon pentru a oferi un confort sporit și să nu ne alunece mâna atunci când o utilizăm. De exemplu, o putem utiliza chiar așa. Vedeți că și aici avem urme speciale făcute pentru deget, iar aici pe mână o să vină direct această porțiune de silicon pentru un confort sporit și să o putem manevra mult, mult mai ușor. Dar bineînțeles, se poate utiliza și acest prelungitor care de asemenea creează o poziție de lucru foarte precisă. În continuare, vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu această mini freză de la Dexter, să vedeți și voi cum se descurcă la treabă.
Așa cum ați văzut, freza se descurcă foarte bine, are putere, se poate controla foarte ușor. Provocarea pentru voi este să-mi scrieți jos în secțiunea de comentarii ce proiect ați face cu această freză sau la care dintre proiectele voastre ați folosi această freză. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!